Credincioșii parohiei Slobozia din comuna Clinceni, județul Ilfov, au avut astăzi ocazia să participe la un eveniment istoric pentru comunitatea lor. Biserica parohiei cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae a fost sfințită de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Se sfințește biserica aceasta cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae de la Miralichia, făcătorul de minuni, prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură. Acesta le-a vorbit celor prezenți despre iubirea jertfelnică a lui Hristos și despre modul în care putem să împărtășim aceeași iubire, participând activ la înfrumusețarea locașurilor de cult. Hristos este permanent în biserica Lui și El ne așteaptă pe fiecare dintre noi și adeseori ușa bisericii rămâne închisă. Să știți că cei care au zidit această biserică, cum a fost acest boier ctitor al acestui sfânt locaș, s-a gândit și la alții. Noi, în general, ne gândim doar la binele nostru personal. Dorim să ne construim cea mai frumoasă casă. Adeseori ne luăm la întrecere cu vecinii din sat sau cu cei din alte localități. Dar sunt mulți din cei care au zidit mari case, dar care n-au pus niciodată o piatră sau o cărămidă la zidirea unei biserici. Și să știți că un sat nu este frumos și cinstit doar prin frumusețea clădirilor, a locuințelor personale. Un sat, indiferent unde se află el, este frumos și binecuvântat de Dumnezeu dacă în el se află o frumoasă biserică. Pentru activitatea desfășurată, părintele paroh a primit rangul de iconom stavrofor, iar reprezentanților parohiei li s-au oferit diferite distinții onorifice. Lucrările la această biserică s-au început mai de mult, dinainte de a veni eu aici, cam prin 2005, dar înnoirea efectivă a bisericii s-a început în 2010, odată cu venirea mea aici. S-au schimbat, practic, exteriorul bisericii, tot ce ține de biserică. Pictura a fost restaurată de Maica Teodosia împreună cu echipă de pictor-restauratori. Catapeteazma a fost schimbată acum 3 ani. Sunt și atât de mulți credincioși. Slujba aceasta de târnosire, de sfințire a bisericii, fiind foarte rară, de aceea au venit să vadă bucuria aceasta, să vadă cum se vârșește această slujbă arhierească și să se bucure de sfințirea bisericii noastre. Momentul târnosirii unei biserici într-o anumită parohie sau într-o anumită localitate reprezintă un moment de o deosebită importanță pentru viața comunității, pentru că biserica este locul în care toți credincioșii vin și fie că își culeg roadele, fie că se bucură, fie că își conduc pe ultimul drum pe cei apropiați și dragi ai lor, biserica reprezintă acest loc în care ne adună pe toți, din toate locurile. Răspunsurile la strană au fost date de grupul Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale.